Salutare toată lumea, eu sunt Max și bine ați venit la un nou episod cu întrebări. N-am mai făcut unul de vreun an de zile, așa că am de gând astăzi să vă răspund la întrebările pe care mi le-ați pus. Dar înainte de toate vreau să vă zic că m-am gândit și eu să-i trimit un mesaj lui Bongo, maimuțica aia haioasă și foarte inteligentă care are foarte multe informații despre oameni. Poate să-ți dea sfaturi despre dragoste, poate să-ți prezică viitorul, poate să-ți zică cine te iubește și multe alte lucruri. Dacă vreți și voi să-i trimiteți un mesaj lui Bongo, trebuie să-i trimiteți la 1405. Numele vostru complet plus orașul de unde sunteți. Eu m-am gândit că ar fi amuzant să văd dacă îmi știe viitorul, așa că am trimis un mesaj cu viitor plus numele meu complet și plus orașul din care sunt. Deci eu i-am trimis viitor, Maximilian Ioan plus Cluj și mi-a răspuns. Bongo știe că în viitor Max va avea o călătorie surpriză. Max visează să vadă LA-ul și Bongo te asigură că în anul 2018 alături de Vasco și Diana vei fi parte dintr-un YouTube collab cu cei mai mari din YouTube stars de acolo. Iar eu i-am zis pe cine o să cunosc și mi-a răspuns că Bongo știe că o să-i întâlnești pe Superwoman, Shane Dawson și Lisa, dacă ai noroc. Mă rog, probabil șansele să se întâmple astea sunt destul de mici, dar totuși Bongo m-a făcut să mă simt mai bine și poate cine știe are dreptate. Ar fi chiar tare să se întâmple asta, adică sunt YouTuberii mei favoriți, e orașul meu favorit, însă trebuie să sper până atunci, pentru că mai e ceva timp. Puteți să-mi spuneți și voi în comentarii ce a zis Bongo despre voi, nu știu, mie mi se pare chiar amuzantă maimuțica asta, așa știe multe lucruri și are informații despre toată lumea, frate. Iar acum hai să trecem la întrebările pe care le-am pregătit, am de gând în episodul de azi să răspund undeva la 15 întrebări, așa că hai să începem cu prima întrebare. Andrei Popa mă întreabă dacă ai animal de companie, recent mi-am luat un iepuraș alb și pufos, foarte, foarte drăguț, o să vă pun pe aici pe undeva o poză cu el, nu știu, încă mai vreau să-mi iau și o pisică, însă încă aștept momentul potrivit. Angelica mă întreabă ce îți place cel mai mult să faci. Chiar dacă nu se vede chestia asta, îmi place chiar foarte mult să postez vloguri, momentul ăla când postezi un vlog și vezi acolo un feedback, e foarte, foarte mișto și cred că mai îmi place să dorm și să mănânc. Și cred că toată lumea face chestiile astea și crezi că dacă nu te-ai fi apucat de YouTube, ai mai fi avut viața asta așa de grozavă? Mă refer la toate călătoriile, colaborări cu alți YouTuberi, poate nici nu ajungeai să-i cunoști. Acum e clar că dacă nu făceam YouTube, nu ajungeam să cunosc toate persoanele faine pe care le cunosc acum și probabil n-aș fi mers la București atât de des și n-aș fi mers la evenimente, însă asta nu înseamnă că viața mea e perfectă. Doar pentru că uneori mai merg la un eveniment mișto unde mă distrez și mă simt super, super bine, nu înseamnă că totul în viața mea merge perfect. Am și eu momente în care sunt supărat, am momente în care pur și simplu nu-mi iese nimic, am momente în care sunt demoralizat, ca orice om. Și în general, când vezi că unui YouTuber îi merge totul super, super bine, nu te gândi că viața lui e perfectă. Are și el chestii mai nașpa pe care pur și simplu nu le arată în vlog, pentru că n-aș vrea să vă supăr și pe voi când sunt eu supărat. Dar da, ca să răspund la întrebarea asta, viața mea nu ar fi la fel fără YouTube și fără voi care mă urmăriți și care îmi dați ocazia să fac chestiile astea. Deci vă mulțumesc și vreau să vă zic că apreciez enorm suportul vostru la fiecare clip, nu știu, e foarte, foarte tare și sper să continuăm tot așa. Cât timp îți ia să editezi un video? Acum depinde de video, de exemplu pe ultimul clip pe care l-am postat despre școală au fost făcute multe, multe jump cut-uri. Am stat undeva la 4-5 ore să-l editez pentru că a fost un episod destul de lung, însă sunt și episoade la care stau mai puțin, nu știu, vreo 2 ore, cam așa aș sta la un episod normal. Ce părere ai despre noua generație? Mie sincer să fiu îmi place noua generație, abia aștept să evolueze lucrurile foarte, foarte mult, nu știu, să mai treacă vreo 10 ani și să se schimbe mentalitatea care e acum. Probabil o să schimbe și felul în care funcționează lucrurile în țara asta. Nu știu, eu sunt foarte optimist și sunt sigur că noua generație o să fie super, super ok. De ce nu le răspunzi fanilor la mesaje? De ce nu încerci să te împrietenești cu unii? Am mulți prieteni deja care mă urmăresc încă de înainte să fiu prieten cu ei și mai răspund și la mesaje. Am undeva la 14% rata de răspuns pe pagina de Facebook, ceea ce zic eu că e destul de bine, pentru că având în vedere că primesc undeva la... Deci vecinii în momentul de față vorbesc foarte, foarte tare și mă enervează. Acum, normal, nu pot să răspund la toate mesajele, mi-ar fi imposibil, ar trebui probabil să stau vreo 10 ore la PC în fiecare zi și să răspund, ceea ce mi-e imposibil pentru că am și școală și alte chestii de făcut. Dacă ai fi Obama, l-ai bate pe Trump? Bă, nu l-aș bate pentru că n-am de ce să-l bat, n-am cea mai bună părere despre Donald Trump, însă nu-l cunosc eu atât de bine. Nu știu, cel puțin mie îmi dă impresia că e un om foarte, foarte nesimțit și rău în momentul în care vorbește, adică cel puțin din interviurile pe care le-am văzut eu cu el, dar nu sunt american, deci opinia mea nu prea are niciun fel de relevanță. Poate o să facă chestii bune, nu zic că nu,
vedem noi. Mă întreabă Laiu, ce prieteni noi ți-ai făcut la party la Global? Marți am fost la un party organizat de Global Records cu Global Entertainment, unde sunt și eu în momentul de față. Iar acolo m-am împrietenit cu foarte, foarte multe persoane, inclusiv cu Laiu, care e un tip de nota 10. M-am împrietenit cu Urs din Chat, care e un tip la fel super, super tare. Și am reușit să vorbesc și cu foarte mulți artiști, cu Carlos Dreams, care a lăsat și un mesaj pentru vlogul meu. Sergiu, zi ceva pentru vlogul meu. Iată, numai ce Ilie, prietenul și concurentul tău. Nu concurent. Nu e concurent, noi nu concurăm. Tata vostru. Da, tu mi-ai știut numele înainte? Da, mă, Max, te știu. Și ți-am citit și comentariul la una sau două. La toate îți comentez. Așa. Și cu mulți. Am vorbit cu Smiley, cu Andreea Esca, cu Speak, cu Kilafonic și cu mulți alții, dar în momentul de față nu mai mi-amintesc. Și cu Ina, însă pe Ina am mai văzut-o și înainte, deci Untold sau Electric Castle. Argumentează răspunsul. Sincer, nu cred că trebuie să alegi dintre festivalurile astea două Ai vrea să-ți faci un tatuaj în viitorul apropiat? Sigur aș vrea să-mi fac un tatuaj, adică plănuiesc să-mi fac un tatuaj, însă momentan aștept momentul potrivit și nu vreau să regret după, pentru că sunt permanente și dacă îmi fac un tatuaj pe care îl regret după, nu mai am ce să fac. Bă, frate, deci sună mașinile astea în București, nu pot să filmez, n-am liniște, vreau liniște. Vă plac șosetele mele? Care au fost primele jocuri pe care le-ai jucat când erai mic? Și când a fost prima oară când ai început să stai la calculator, adică vârsta? Nu știu, jucam jocurile astea clasice, Jazz Jack Rabbit 2, Bomberman, Bonkheads, Capitanul Clow, Tarzan, Hercule. Și după am început să mă joc și alte jocuri. Am jucat un MMORPG, Talisman Online se numește, care încă îmi place, însă nu prea mai am timp să-l joc. Și clar jucam și GTA Vice City, GTA 3, GTA România, GTA San Andreas, toate GTA-urile. Și aveam probabil vreo 5 ani când am început să stau pe PC. Am avut PC destul de devreme, însă n-am avut net foarte, foarte devreme. Mă rog, atunci erau alte vremuri și aveam un PC foarte, foarte prost pe care nu puteai să joci orice joc voiai tu. Însă după mi-am luat un laptop și acolo se mai mișcau decent jocurile pe care le jucam. Ce vrei să faci în 2017? Vrei să schimbi ceva? Nu promi nimic, pentru că nu-mi place să fac promisiuni, pentru că după o să-mi zică toată lumea că ai promis, Max. Însă plănuiesc să pun multe, multe vloguri pe canalul ăsta și sunt sigur că o să-mi iasă, însă nu vă zic voi asta pentru că după o să-mi ziceți că am zis asta și nu fac dacă nu fac. Dacă o să ai un copil, ce nume îi pui? Cred că dacă ar fi fate, aș pune numele Lily. Ce gen de filme îți plac? Bă, sincer să fiu, mie îmi plac foarte, foarte mult dramele. Niciodată nu m-a tras comediile atât de mult, chiar dacă m-am uitat la câteva comedii super, super bune. Bad Moms, de exemplu, a fost comedia cea mai bună pe care am văzut-o în viața mea. Dar sincer prefer să mă uit la o dramă bună, nu știu, să-mi vină să plâng acolo și după aia o săptămână după ce m-am uitat la filmul respectiv, să fiu încă în starea aia de tristețe și depresie. Mă rog, nici chiar depresie. Da. Îți la Mate Info în școala ta, de ce nu mă saluți? Băi, eu în general salut pe toată lumea care mă salută. Acum nu mă apuc să te salut dacă nu te cunosc, nu? Cum ar fi să mă duc prin școală și să salut pe toată lumea chiar dacă nu cunosc pe nimeni? Dar oricum, cam astea au fost întrebările. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să lăsați un like și să lăsați un comentariu. Noi o să ne vedem foarte, foarte curând, pentru că o să filmez foarte mult aici la București. O să stau până duminică, deci ne vedem foarte, foarte curând. Pa, pa! Eu am găsit pe altcineva ca mine. E imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragostei mele este defect plus defect. Eu am găsit pe altcineva ca mine.